Алиев, Сабуни, Пânzar, Alexander. Haideți să revenim la o altă categorie. Se pare că revenim la cei care au luptat și au deschis acest turneu. Pânzar Alexandru, reprezentantul Moldovei, intră în luptă cu cel care a câștigat prima luptă, reprezentantul Azerbaijanului, Sabuni, cel care l-a eliminat pe Lucian Sașu. Așadar, Alexandru Pânzaru e categoria de 65 de kilograme. E la fel o diferență foarte mică, doar de un an dintre cei doi jucători. Încă un conațional intră în luptă, dar trebuie să recunoaștem, avem un adversar greu. Avem un adversar bun. Acest Sabuni, foarte sigur, și nu prea dat semne de oboseală chiar și în prima partidă împotriva românului Sașu. Așteptăm intrarea în ring a ambilor luptători. Se pregătește după această luptă reprezentantul Ciprului, Chinea Kidol, cu câștigătorul, dacă mă greșesc, luptei numărul 3 din acest turneu. After this fight, final. I don't know. Ask him. Next fight. Stefan. Next fight. No. After this. Aliyev, Sabuhi, Pânzar, Alexandru. Ok, am explicat reprezentanților Ciprului încă o dată că au de luptat după aia, reprezentantul acesta. Iată-l în dungi albe, reprezentantul Azerbaijanului, acest Sabuni, care luptă pentru a doua oară în acest turneu, și Pânzar Alexandru, reprezentantul nostru. Hai, Alex! Hai, Alex, hai că poți. Ok, A0 trebuie să recunoaștem. Știe să se retragă, știe să și dea. A și primit-o, acum știe să și o primească. A încercat să-l pună la sol, dar Alex repede a reușit să evite această poziție. Deloc neplăcută pentru orice luptător până la urmă. Bună încercarea lui Alex. A0 are are în acest moment un moment, are o dificultate, pentru că Alex a reușit să-i dea un genunchi în plină figură. A0 are simțit aceste lovituri timp de câteva secunde bune. Bine a făcut Alex că nu a lăsat pe A0 să controleze și această partidă așa cum a făcut-o cu românul. Alex trebuie să-și țină picioarele cât mai în părți, pentru că în caz contrar A0 îl va pune la sol. Iar acesta din urmă știe foarte bine să lucreze la acest moment. Avertizat reprezentantul Moldovei, pentru că s-a ținut de plasă, s-a ținut foarte evident indignați susținătorii A0-ului. Nu știu dacă se depunctează aceste momente. A fost schimburi de lovituri din partea ambilor care au încăsat. Se stă la sol. Ceea ce spuneam, e un mic avantaj pentru A0. Stă mai bine la capitolul ăsta Sabuni. Știe să controleze situația aflându-se la sol. Iată, îi ține mâinile Alex, îi controlează, încearcă să îi controleze mâinile.
încearcă să iasă, încearcă să-l rotească pe Azer să iasă pe dreapta. Blocat de fiecare dată foarte bine de adversar. Mai și primește, chiar dacă stă deasupra, mai și primește Azeru câteva de la Alex al nostru. Dar, na, nu e o situație atât de plăcută pentru al nostru. Sângerează, apropo, Azeru. Eu sugestie din partea antrenorilor să facă triunghiul, ceea ce țin să recunosc că nu știu, nu prea știu ce înseamnă acesta. Da, e ceva de bine, cred. Ok, încă o lovitură bună încasată de al nostru. Stăpânește situația bine, Azeru. Nu-i permite și nici nu acceptă să se ridice de la sol. Îi dă două stângi, încă una. Fără blocaj, sunt lovituri primite fără blocaj a lui Alex. Nu prea bine, nu e bine. Deja îi dă cu dreapta. Încearcă să controleze mâinile, așa cum spuneam, Alex. Nu de fiecare dată reușește, pentru că Azeru, na, spuneam, experiența lui la sol reprezintă un pericol pentru oricine în orice luptă. Atenție, lupta este oprită. Da, se cere intervenția medicilor pentru a opri sângerarea luptătorului. Sabuni se află în a doua luptă. Poate era evident să se întâmple asta. Obosit, foarte obosit Azeru. Haideți să mergem pentru cea de-a doua rundă dintre reprezentantul nostru și cel al Azerbaijanului, vorba de Sabuni cu Alexandru Pânzar. Da, iarăși runda și lupta este oprită. Se cere un prosop uscat pentru a mai șterge din sol. Și timpul s-a oprit. Sunt indicații în acest moment din partea antrenorului moldovean ca Alexandru să încerce mai mult cu dreapta direct. Să nu-i permită Azerului să-l controleze la sol, pentru că în caz contrar va mai primi câteva lovituri. Iată, directe. Cât mai precise și cât mai puternice. Iată ce informații a primit Alexandru în acest moment din partea antrenorului. Și cu data acest schimb de replici, Azeru iarăși îl bagă pe moldovean la sol. Nu! Atenție, reușește să iasă până într-un moment. Această școală a Azerilor de a lupta mai mult la sol, una de multe ori benefică și avantajoasă. Și lupta iarăși trece la sol. Nu știu dacă aveți în imagine în acest moment cum ambii antrenori stau lângă jucătorii aflați la sol. Nu înțeleg nimic ce zice reprezentantul Azerbaijanului, dar sunt ridicați iarăși la de la sol luptătorii. Și, așa cum spuneam, foarte repede
revine la, în aceeași poziție Sabuni. Iată, auziți aceste sfaturi venite din partea de antrenorului moldovean. Mă mai repet, nu știu ce înseamnă triugolnic ăsta. Nu prea bine, nu prea bine. Azero în acest moment caută stânga lui Alex pentru a încerca o, și pentru a provoca durere. Alex nu-i dă, nu-i dă și evită acest moment, însă primește, că primește câteva lovituri bune până la urmă. Alex trebuie să reziste, nu știu. Alex, lui Alex se sugerea să facă întoarcere. Cumva să facă întoarcere, pentru că în această poziție nu o să se aleagă cu nimic bun. Красный угол, Добротея Алин, Румыния, Романия. Синий угол, Юрий Кинку, Молдова. Na, îl ține, încearcă să blocheze. Nu-i permite adversarului să prindă lovituri, dar, Doamne, nu se poate. Sunt foarte aproape de această, de această luptă, prieteni, și am văzut câteva directe duse în figura lui Alex, al nostru, care încearcă acum să, încearcă acum să se întoarcă. Nu îi permite Azero tot acest procedeu. E într-o poziție nu bună, nici asta nu e bună. Dar, prieteni, sunt foarte aproape. Am văzut două lovituri, cel puțin, care ar pune pe oricine knockout. Pe mine de 5 ori, la sigur. Timpul, se strigă timpul. Da? S-a terminat lupta, dar cred că victoria este asigurată luptătorului din Azerbaijan, Sabuni. A jucat, a luptat bine Alex, dar na, nesiguranța lui și de multe ori blocajul acestuia nu era eficient. De ceea ce a profitat luptătorul din Azerbaijan. Așadar, Sabuni îl elimină pe al nostru Pânzari.